Gorjenii, dar nu numai, caută zone răcoroase, motiv pentru care se refugiază pe crestele munților Gorjeni. Așa se face că stațiunea Rânca este aglomerată în această perioadă cu cei care își doresc să vadă peisajul oferit de Transalpina și să uite de grijile cotidiene. Momente de relaxare într-un cadru montan sunt preferate de turiști, iar timpul liber este petrecut la munte. Deci Rânca dovedește că este o destinație atractivă, foarte mulți turiști vin în Rânca, unii dintre ei și noptează, foarte mulți în tranzit, pentru că asta e vrem, nu vrem, turiștii trec pe Transalpina. Vremea s-a îndreptat considerabil, a fost bună în ultimul timp și acest lucru s-a reflectat clar în turiștii care vin și care stau în Rânca și care practică și diverse activități. Credem că locațiile deschise în acest moment, pentru că nu toate cabanele din Rânca sunt deschise, sunt acoperite undeva la un grad de 50-70%, chiar și în timpul săptămânii și cu creșteri mult mai mari în weekend. Micile accidente nu au întârziat să apară, însă îmbucurător este faptul că nu sunt la fel de numeroase și grave precum în sezonul rece. Intervențiile salvamontiștilor gorjeni liniștesc însă turiștii care aleg să-și petreacă vacanța la munte. Au fost cam 1-2 cazuri pe săptămână, băieții au reușit să le soluționeze foarte bine, au fost și cazuri casnice, acele cazuri care se petrec în cabane sau în interiorul stațiunii care nu au neapărat un caracter de accident montan, dar au fost și accidente montane, au fost și probleme cu turiștii în creastă, lipotimii, turiști care s-au rătăcit, deci avem de la începutul sezonului undeva la 20 de intervenții. Și în acest weekend vremea va ține cu turiștii pasionați de munte.